Am fiert cartofii, vedeți să fie cartofi mai potriviți, așa. I-am dat un jet de apă rece pe ei, dar ei trebuie să fie călduți, îi curăț. Am aici ouă, ceapă și încep să fac salata. După ce se curăță cartofii, vă arăt cum se face. Îi tăiem, depinde, în cubulețe, ăstea mai mărunți, uitați așa, salata nențească să tai așa feliuțe mici. Dar eu îi tai potrivit, să nu fie nici prea. Deci, în general, v-am zis că cartofii mici să folosesc să taie. Ei trebuie să fie călduți ca să poată să intre uleiul în ei. Și pe urmă tăiem ceapa. Am și niște ridici, ceapă verde ca să-i dea. Am o ceapă roșie, ouăle, ceapa verde ca să-i dea. Și salata clasică orientală care se face la noi. Deci, și punem ulei și un pic de oțet. Deci, uitați așa, pe urmă tăiem ouăle. Ceapa roșie. Avem sare și piper. Niște măslinuțe. Dacă aveți salată verde, puteți să puneți și salată verde. Nu e nicio problemă. Așa am tăiat. Acum tai ceapa. Ceapa roșie, tăiată peștișori, uitați, solzișori. Și o sărăm puțin și o prindem în mână. Ca să nu fie așa de crocantă, știți, să mai lase sarea o moaie. O sărăm un pic și o strângem în mână. Uitați așa. Vedeți? Și o strângem un pic în mână ca să desfacă frumos. Să nu rămână întreagă așa de... Și o punem peste salată. Peste cartofi. Așa. Tăiem și ouăle. Cine are de tăiat ouă? Eu nu am. Ouălele fierbeți 10 minute sau 7 minute să fie tari. Punem și ouăle. Așa. Puteți pune mai multe ouă, câte ouă doriți, adică nu chiar, dar merg până la 5 ouă, depinde câți cartofi fierbeți. Amestecăm, uitați așa. Cartofii sunt călduți. Să știți că trebuie neapărat cartofii calzi, că altfel uleiul rămâne deasupra, așa, iurea. Dacă intră în cartofi, dacă punem ulei de măsline. Vedeți că am cât ulei, el fiind cald cartofi, uleiul intră în cartofi. Uitați, deci nu-i foarte mult. Cu două palete, cu două linguri puteți amesteca în ei
Mai punem, îi gustăm, mai trebuie sare, piper, ce trebuie. Așa, și pentru ornamentă iem ridic. Mai pun un pic de ulei. Da, să pun și piperul. Mie îmi place să fie mai picant. Mai pun un pic de ulei, că îmi place și așa. Că el intră, uitați, nu-s deloc uleioș, că a intrat deja în ei, fiind călduț. Așa. Punem și un pic de oțet. Deci am oțet. Nu mult. Puteți tăia și o salată verde, dacă aveți. Că cine vrea își mai pune oțet pe... Eu nu pun mult oțet, că nu le place la ei mei. Sau puteți toarce o lămâie, dacă vreți să... Un pic de zeamă de lămâie. Fiecare cum îi place. Așa, am amestecat bine. Acum... Tai o ridiche, două. Uitați ce ridic frumoase. Eu nu le curăț niciodată, le curăț numai de frunze și de mustăți și le spăl bine. Nu curăț de ridic ca să fie roșie. Așa. Mai tai una. Că-s ridic românești, dar mă rog, îți luase într-adevăr de la un aprozar, dar poate că sunt românești. N-am de unde să știu așa ridică. În general, ridicile noastre sunt mai mari. Ridicile alea mici, rotunde de lună, cum se spune, alea sunt ridichi din import. Din Germania, din Italia. Astea zicea că-s ridic de ale noastre românești. Acum eu știu. Ce să zic? Nu pun multe, mai mult de decor, că arată bine. Și tot ce am, în general, dacă aș fi avut salată, puneam și o salată. Pun și o ceapă verde, ca să-i dea tot așa să fie de toate prin... frunze verzi de ceapă. Și în final mai am și câteva măsline și pun și măsline așa pentru ornament. Mai mult. Cine cui îi plac măslinele poate să pună și măsline mai multe, că și măslinele sunt. No, așa mai sărez un pic și astea. Mai amestecăm și gustăm. Deci uitați ce frumos arată. Și dacă ne mai trebuie, mai punem ulei, piper, sare. Aceasta este salata de... A, să pun și câteva măsline. N-am decât măsline calamata. Așa că astea nu-s prea pentru că sunt deschise la culoare. Asta e salata de... Să mănâncă cu pifteluțe. Se poate mânca și așa, deci cu ce doriți. Ca o garnitură și se poate mânca și ca atare.